Zelenski îi propune lui Putin să facă schimb de prizonieri. L-ar putea preda pe oligarhul fugar Victor Medvedchuk pentru bărbații și femeile ucrainene. Liderul opoziției pro-ruse a fost capturat de serviciile de securitate din Ucraina. Medvedchuk era în arest la domiciliu înainte de începerea războiului și a dispărut la scurt timp după invazia rusă. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців. Considerat prietenul lui Putin, oligarhul ucrainean este judecat pentru trădare în legătură cu furnizarea cărbunelui din teritoriile controlate de așa numitele DPR și LPR. Forbes l-a clasat al 12-lea cel mai bogat om din Ucraina cu o avere de 620 de milioane de dolari. În palatul în care era arestat, luxul este orbitor. Casa este plină de tablouri, unele dintre ele chiar opere de artă. Altele portrete ale lui Victor și ale frumoasei sale soții Oksana, care acum este plecată în Belarus de teama războiului. Це один як доказ, вот, і портретів ціла гора. Ну, вряд ли би із друга особа би зберігала то. Ну, от вона ж. А тепер ідіть сюди, отут Марченко вся одежа. Ну, все ж таки мала, дивись, скільки вишиванок. А так не любити Україну і так до неї погано відноситися. Totul contracarează cu imaginea războiului. Pe lângă antichități, prietenul lui Putin are chiar și un soi de gară, gara Medvedchuk, chiar la el acasă cu un vagon restaurant. Станція Медведчук. Ресторан вагон. Дальняя. Понял? Тут у нас барна стойка. Хтось десь не допив. Чаї. Попівав. І щоб ви поняли, дивіться, які інтересні штучки. Щоб сказати, що він українець. Це таке цікаве, так? Да?